La început de, de noiembrie, în perioada 1-15 noiembrie, la nivelul unității noastre, sărbătorim zilele școlii lesbiene. În data de 15 noiembrie, se împlinesc, anul curent, se împlinesc 147 de ani de la înființarea școlii în localitatea Lesbes. Trebuie să fim mândri toți, ca didactici, elevi, părinți din zonă, deoarece suntem una din primele școli înființate din zona Pașcani, prin eforturile revizorului Nicolae Vicol, în urma legii organice în dată de către CUZA, în 1862. Cu ocazia acestui eveniment și ca o continuare a tradițiilor la nivel local, organizăm o serie de manifestări și o serie de manifestări dedicate acestui deosebit eveniment. Și aici mă refer la activități sportive, activități cultural-artistice, întâlniri cu cadrele didactice pensionare, întâlniri cu personalități de la nivelul comunității noastre. În acest an școlar, pentru a sărbători zilele școlii, acțiunile din unitatea noastră sunt programate astfel. În data de... Așa, sâmbătă aceasta, respectiv 12 noiembrie 2011, va avea loc la biserica din localitate o slujbă de pomenire a dascărilor care au slujit învățământul din unitatea noastră și care sunt trecuți în neființă și șau mormântul în cimitirul satului. Preconizăm să participăm cu un număr de 50 de copii din unitatea noastră și cu un număr de 6-7 cadre localnice. Tot în cadrul acestor manifestări, luni se vor desfășura competiții sportive, competiții organizate și organizate de către doamna profesor Constantinescu Viorica, la care sunt invitați să participe elevii din zonă, din comuna Sirețel și din din municipiul Pașcani. Ziua de luni, de asemenea, va fi o zi plină cu diverse acțiuni, concursuri pe diferite teme, un concurs de cultură generală pentru elevii claselor 5-8 și de asemenea manifestări cultural-artistice, programe prezentate tot de către elevii noștri. Apreciez implicarea colegilor și implicarea părinților în organizarea acestui eveniment, deoarece tot sâmbătă, 12, elevii claselor 1-4 din locația Dumbrava vor organiza și vor participa la o excursie tematică în zona Neamțului, însoțiți de către învățătorii de la clasele respective. Legat de acest eveniment, de istoricul școlii, am spus că suntem una dintre primele școli din zonă și aș putea să vă mai spun că școala de-a lungul anilor a evoluat foarte mult. A evoluat foarte mult referitor la infrastructură. O evoluție rapidă, ascendentă, s-a remarcat în perioada anilor 2004 până în prezent. Implicați în desfășurarea evenimentelor sunt și copiii de la învățământul preșcolar și elevii de la clasele liceu. Sperăm până să îi organizăm și ne-am propus, n-am stabilit exact data, să organizăm și o acțiune cu copiii de la clasele de liceu. Tot în această perioadă avem și balul bobocilor, organizat de către diriginții claselor respective. Invitați aveți pentru zilele școlii Lesbes? Pentru zilele școlii Lesbes am organizat competiții la nivelul claselor, cu cupa de fotbal la băieți și handbal fete. În urmă cu concursurilor respective între clase am selecționat gimnaziu fotbal băieți și handbal fete.
În paralel, în afara programului școlar, în toate după amiezile, organizăm competiții la clasele mari de liceu, am 4 clase de liceu, clasele a 9-a și a 10-a, copii cu care v-am remarcat în competițiile chiar județene. Cu ocazia zilei școlii am consolidat o echipă fotbal băieți liceu cu care vom avea o activitate între liceele din Pașcani, Liceul Miron Costin, Mihai Busuioc grup școlar și Liceul Tehnologic Nicolae Iorga. Copiii vor fi stimulați cu premii în materiale sportive, mingi eventual și diplome.